Bine am regăsit din nou la terapii complementare. Continuăm împreună cu doctorul Ladislav Rosenberg să vorbim despre nocivitatea fumatului. În câteva zile intră și legea antifumat în vigoare. Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit și eu. Data trecută am încheiat cu nicotina și dependența de fumat. Haideți să dezvoltăm cu nicotina. De ce nicotina este așa de nocivă? Nicotina este, în primul rând, nicotina este un alcaloid toxic. Este un alcaloid care determină schimbări profunde în organismul fumătorului. Da? Evident, aceste schimbări au loc în timp, de-a lungul anilor, zecilor de ani, în persoana respectivă fumează. Putem, dintre multiple efecte negative ale acestei substanțe, nicotina, trebuie să menționăm efectul vazoconstrictor al nicotinei. Explicați și într-un termen mult mai simplu. Da, deci la nivelul membrelor superioare și inferioare îngreunează circulația sângelui prin faptul că venele sunt sistemul venos, sistemul capilar, este se îngustează sub influența acestei substanțe. Ceea ce în timp știți bine, de exemplu, că poate determina la anumite persoane necesitatea chiar de a amputa degete de la picioare sau mai ales dacă se asociază și cu alte boli, de exemplu, se asociază cu diabet zaharat. Dar despre fumat, noi știm de 40 de ani că este principalul factor de producere al cancerului pulmonar. Deci acest lucru este în mod clar, evident, demonstrat. Că circa medie în jur de 20% dintre fumători fac cancer pulmonar. Și nu numai cancer pulmonar este posibil să facă, este posibil cancer al buzelor, mai ales cei care fumează trabuc fac această formă de cancer, cancer al căilor respiratorii superioare, faringe, laringe. Deci e acea măsură de care povestea data trecută, adică legislația, nu rezolvă practic problema. Nu rezolvă. Nici cea o problemă tot rezolvă, cea a fumatului pasiv. Da, care este o mare problemă. O să discutăm despre fumatul pasiv. Da, sigur. Este o mare. Această problemă o rezolvă. Așa este. Dar s-a demonstrat clar că, de exemplu, evident, de pe urma fumatului se câștigă extraordinar. Inclusiv guvernele câștigă din accizele care se impun. Dar suma pe care îl pierd prin numărul mare de îmbolnăviri, diverse forme de cancer, boli cardiovasculare, boli pulmonare asociate, etc., țările, deci plățile imense pe care trebuie să le plătească sistemele de asigurări de sănătate, nu compensează acele accize pe care le câștigă de la producătorii și comercianții de tutun. Deci problema e în continuare nerezolvată. Haideți să vorbim despre fumatul pasiv. Cât de periculos este? Este mai periculos decât fumatul activ. Fiindcă poți să spui, da, o persoană fumătoare este mai mult sau mai puțin conștient de efectele devastatoare ale acestui. De fapt, e o travă pe care își distruge zilnic sănătatea și plătește și o grămadă, mulți bani pentru a se îmbolnăvi în timp. Da? Deci, însă fumatul pasiv este și mai dăunător, vă spuneam, prin faptul că fumul, cu multiplele sale substanțe toxice, este inhalat de oameni nevinovați, de oameni care nu sunt fumători. Eventual,
copii, femei gravide sau persoane în vârstă, da? Deci este iresponsabilitatea fumătorului care intoxică practic și și alte persoane. Cât timp din viață pierde un fumător datorită acestui hobby, să spun, acestei dependențe? Dependență. Hobby e hobby. Ok. Să clarificăm. Este dependență. Da. Pierde minimum 10 ani, după ultimele evaluări, între 13 și 14 ani. Și mai gândiți-vă, nu numai cantitativ pierde, deci număr de ani pierde, ci calitatea vieții unui fumător scade, mai ales în ultima treime, în ultima perioadă, scade semnificativ. Ce facem cu tinerii? Pentru că, din păcate, sunt foarte atrași de fumat. Da, cu tinerii. Dintr-o vârstă foarte, foarte fragedă. Mă duc la serviciu dimineața și văd, din păcate, în preajma școlilor generale, da, tineri care se ascund după garaje și fumează. Da. Mai ales fetele. Și undeva statistica spune că este undeva la 50-50. Da, ar trebui făcute programe serioase de informare. Vă spuneam data trecută despre proiectul Să trăim sănătos. Mă vedeți, una din aspecte ar putea să fie, sau va fi, tocmai informarea tinerilor din școli, până la grădinițe, sper că nu trebuie să ajunge, dar informarea tinerilor despre dezastrul pe care poate produce fumatul asupra sănătății. Da? Fiindcă un tânăr fumător este aproape sigur un adult fumător care va fuma. Și vă dați seama, cu cât se începe mai devreme, cu atât efectele negative asupra sănătății vor fi mai aproape în timp. Dar care sunt, că unii zice, ok, m-am lăsat de țigări, so what, și ce? Da. Care sunt efectele benefice? Efectele benefice... Sau ce are în plus un nefumător față de un fumător? Ca să facem așa o paralelă între o persoană care nu fumează și între o persoană care fumează. Deci o persoană care... E mai simplu așa, cred. Nu, pentru mine este destul de complicat, dar vă încerc să explic. Deci o persoană care nu fumează are un atu extraordinar de mare față de un fumător. În primul rând, nu există acel pericol de a dezvolta o formă de cancer pulmonar, care unul din cinci fumători îl fac. Plus, acum vedeți, trăim într-un mediu destul de toxic zilele noastre. Există toxice alimentare, există poluare, există poluare industrială, etc. Stres, deci putem să spun. Deci un om care nu fumează, măcar de acest aspect, este degrevat Calitatea vieții e altă. Calitatea vieții este mai bună, iar un factor de risc important, fiindcă trebuie să menționăm că nu numai fumatul nu este numai un factor de risc în declanșarea unor forme de cancer, este factor de risc în bolile cardiovasculare, de exemplu un infarct miocardic, în hipertensiune arterială, este factor de risc în numeroase afecțiuni circulatorii despre care noi am discutat și multe alte boli. Putem discuta în edițiile următoare despre metode de a ne lăsa de fumat? Da, putem, da? Să discutăm. Prin terapii complementare? Evident, și prin terapii complementare. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Terapii Complementare. Pe săptămâna viitoare!